Diana Șoșoacă, proaspăt aleasă eurodeputată, a făcut circ în prima ședință a Parlamentului European. La votul pentru președintele Forului European, Diana Șoșoacă a transmis mai multe mesaje împotriva șefei Parlamentului European, Roberta Metsola, împotriva Ucrainei și a comunității LGBT. Bună dimineața tuturor, bună dimineața din Parlamentul European, dragi prieteni. Ce nebunie! Diana Șoșoacă, proaspăt aleasă europarlamentar, a făcut prima transmisiune din Parlamentul European, unde s-a votat pentru noul președinte al Legislativului European. Ea a venit îmbrăcată în costum popular și cu năframă pe cap. Aceasta a fost prima zi de muncă alături de colegul său de partid, Luis Lazarus. My vote! My vote! Great vote! Oh. I voted the same way! My vote! Șoșoacă a tăiat ambele nume cu un X mare și a început să scrie cu pixul pe buletinul de vot în engleză, niciodată cu Ucraina, niciodată pentru UE actual. Într-un interviu acordat jurnaliștilor pe holurile legislativului, Șoșoacă a spus că va aduce un preot. Mai mult a vorbit și despre întâlnirea cu Roberta Metsola. Sunt de fapt virusul suveranist și patriotic și independent care se infiltrează în Uniunea Europeană. Aici se întâlnesc satanele. Să aduc și aici un preot să sfințească birourile și pe unde mai pot. Au tăiat internetul. De ce? Pentru că făceați live pe... Da, am făcut live, dar am reușit să facem live. Formă am filmat și am dat totul. Am dus direct la doamna Metsola. M-a văzut, s-a albit.